Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Avem o nouă jucărie de la Fluc. FEV350, Type 2, Type 1, adică aparatul dedicat, pentru că există și doar adaptoarele compatibile cu noua serie de la Fluc 1670, care încă nu am reușit să pun mâna pe unul. Și să vedem ce avem aici. Pare că avem și Fluc Connect, compatibilitate, ceea ce e foarte bine. Avem două tipuri de ștechere. Nu știu exact care e Type 1, care e Type 2. Dar am scrie pe ele, ăsta e Type 1 și ăsta e Type 2, ăsta este cel mai răspândit. Pentru cei care se ocupă cu testarea stațiilor de încărcare, cred că aparatul ăsta ar fi foarte util. Personal, eu nu fac testări de stații de încărcare. Nu am foarte multă experiență pe partea asta. O să trecem puțin prin meniu. Aici este configurarea testului. Trebuie să alegi proiectul, să adaugi stația. Să adaugi tipul de stație, Type 2 with socket, Type 2 with cable sau Type 1 with cable. Așa, aici ce avem? Connecting point, 1 sau 2, protection class, 1 sau 2, așa, earth bond limit. Ia să vedem ce avem aici. Mai mic de 0.30 test point. Deci poți să-l personalizezi cât vrei tu. Câți ohmi să aibă maxim priza de pământ, ca să nu-ți dea eroare testul. Aici avem tipul de legare la pământ. TN sau TT. Aici avem voltage supply. Cred că poți să alegi, da, uite, avem și pentru America, 120-208. Doar 230, 240, 250, 120-208 și 230-400. Asta ne interesează pe noi. Așa. Fuse type, aici putem alege tipul. Cred că, da, curba de declanșare o poți alege, curba C, curba B, sau cred că le poți și personaliza. Și aici alegi câți amperi, adică trebuie să alegi toate funcțiile astea în conformitate cu stația pe care o testezi. Maxim charging current, deci avem, uitați, 16A, 11kW, 20A, 13,8. Deci merge să testăm până la stații de 43 de kW. Deși la noi, din ce am văzut, cel puțin în zona privată, adică care ți-o poți instala acasă, e cam de 22. Stai să vedem dacă mai avem ceva în jos. Așa, charging curent, RCD type. Poți alege tipul diferențialului pe care îl ai, ai posibilitatea să alegi tip A sau F, 30 de mA, RCD, PD, asta nu știu exact ce este, și tip BB+, sau fără diferențial. Așa, RCD, DD, ventilation required, deci pentru cele care au și ventilator. Cam asta avem la setări, mă rog, la test, la configurări. La setări avem uite că se poate se poate conecta cu multitesterul. Firewall version, brightness, hardware version, auto power off, sound, da, aici setările.
manual CP. Ce putem edita aici? Da, acum aruncăm așa o privire prin meniu pentru cei care sunt curioși. Test software, cred că poate testa și softul stațiilor. Dar mă rog, este un instrument destul de util. Cel mai probabil în viitor o să ajung să-mi achiziționez și eu unul, deși cred că o să optez pentru testerul multifuncțional cu capabilitățile de testare ale acestui aparat. Acesta este dedicat. Aici avem un fa de conectare. Cam atât ai de mare. Un pic mai mare ca un multimetru. Îl găsiți la prietenii noștri de la Arc Brașov. Aveți aici chiar și adresa, număr de telefon și mail. Iar accesoriile sunt aceste două ștechere. Acesta este pentru testul de continuitate. Se pune în capătul ștecherului. Uitați că este mai greu cu o mână. Și poți efectua testul. Da. Dacă l-ați folosit, deși mulți dintre voi nu știu dacă ați apucat pentru că este destul de nou apărut, lăsați-vă și voi părerea în secțiunea de comentarii și până una alta ne vedem la videoul următor. Poate îl și testăm pe teren, cine știe.